Salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul Tutoriale Gratuite. În acest video vom vorbi despre niște noi noutăți sau despre niște noi chestii pe care cei de la YouTube le testează pentru a lupta împotriva celor care folosesc Adblock, pentru că probabil știți și voi, celor de la YouTube nu le place Adblock-ul și zic eu că au motive întemeiate să nu le placă, pentru că reclamele sunt principala sursă de venit, în special pentru YouTuber și cred că și pentru cei de la YouTube legat de partea de YouTube, pentru că YouTube aparține de Google. Și în acest video vom vorbi despre un nou test pe care cei de la YouTube îl fac, bineînțeles este foarte izolat cazul ăsta, dar de ce nu poate să devină o realitate în viitorul apropiat dacă cei de la YouTube văd că chestia asta chiar ar funcționa. Înainte de a trece la video, pot să vă zic că dacă folosiți YouTube-ul zi de zi, îl folosiți pe telefon, nu știu, pe mașină, pe toate astea, din punctul meu de vedere chiar merită YouTube Premium, are un preț rezonabil, mi se pare că cel puțin eu am prins o ofertă de 26 de lei pe lună, ceva de genul acesta, și pot folosi YouTube-ul în totalitate, pot închide ecranul, pot asculta muzică, am acces la YouTube Music și la show-uri care sunt doar pentru YouTube Premium și multe alte beneficii și zic eu că merită YouTube Premium. Bineînțeles, cei care nu vă permiteți un astfel de abonament lunar, clar, nu este pentru voi, însă cei care vă permiteți, de ce nu, zic eu că merită, sunt destule beneficii. Și o altă chestie pe care probabil nu știați, când aveți YouTube Premium și vă uitați la YouTuberii voștri favoriți, îi susțineți mai mult decât dacă nu ați avea Adblock și ați vedea reclame. Asta e o curiozitate pe care probabil nu o știați. Bineînțeles, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe, clopoțelul activat dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Și înainte de a trece la videoul propus, un scurt mesaj de la partenerii noștri VIP SDK. Acest video este sponsorizat de site-ul VIP SDK. Pe acest site puteți găsi chei oficiale pentru Steam, Origin, Uplay și Xbox. Puteți cumpăra Windows 10 Pro la un preț foarte bun folosind cuponul de reducere TG12 pentru 30% reducere, o promoție specială pentru abonații canalului. Procesul de activare a licenței este simplu și puteți activa și Windows 11 folosind o licență de Windows 10. Folosind cuponul TG12 puteți cumpăra și Office 2019 la un preț redus cu 30%. Toate linkurile vor fi în descriere. Haideți să trecem la video. Și am aici un screenshot cu un mesaj pe care l-a primit un utilizator de Reddit și aceste pop-up-uri au apărut cumva după ce cei de la YouTube au decis ca să înlocuiască cele două reclame la care nu se poate da skip de pe TV cu o singură reclamă de 30 secunde la care nu se poate da skip. Asta a fost testat undeva prin mai. Bine, acest utilizator a primit acest mesaj care spune video player will be blocked after 3 videos. Adică după 3 videouri, playerul video va fi blocat. Cumva pare că folosești un ad blocker, video playback va fi blocat dacă nu lași reclamele pe YouTube sau adblock-ul este dezactivat. Reclamele practic ajută YouTube-ul să rămână gratuit pentru miliarde de utilizatori worldwide. De asemenea, poți să rămâi fără reclame cu YouTube Premium și creatorii încă vor fi plătiți din subscripția ta. Asta e foarte interesant și ai două butoane la YouTube Ads și Try YouTube Premium. Chiar sunt curios ce părere veți avea voi în rubrica de comentarii despre un astfel de mesaj și o astfel de chestie pe care cei de la YouTube o testează. Puteți să spuneți acolo în rubrica de comentarii și ce părere aveți despre, nu știu, YouTube Premium sau reclamele pe YouTube. Chiar sunt curios să văd așa un outside opinion din partea voastră. Din punctul meu de vedere, într-adevăr, este un pic cam nasoală această notificare, adică să se blocheze accesul la YouTube după 3 videouri, în cazul în care nu oprești adblock-ul, într-adevăr, e un pic nasol, aș putea spune. Însă, până la urmă, dacă stăm să ne gândim din perspectiva YouTube, cumva încearcă și ei să facă, în așa fel încât să poată să scoată și ei, practic, profitul de pe anumite videouri și așa mai departe. Și din ce se tot aude, într-un final, cu siguranță că cei de la YouTube vor face cumva să nu mai dea voie adblock-ului și sincer, nu știu cum vor face asta ca o tranziție normală, safe, care să nu supere milioane de utilizatori, însă rămâne de văzut. Da, deci în concluzie cam asta e chestia. YouTube recent testează cu o secțiune foarte mică de utilizatori pop-up-uri de genul acesta în care dacă folosești adblock, e blocat după 3 videouri și nu vei mai putea vedea multe videouri. Și bineînțeles că au fost și alte teste de genul acesta pe care cei de la YouTube le-au făcut și cu siguranță că vor mai fi, destul de interesant din punctul meu de vedere. Aștept și părerea voastră în rubrica de comentarii cu privire la această noutate. Da, deci cam acesta ar fi videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut această nouă știre legată de YouTube. V-am zis, nu uitați un comentariu jos cu părerea voastră despre YouTube, despre YouTube Premium și așa mai departe. Nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe cu clopoțelul activat dacă vreți să vă țin la curent cu astfel de știri ce se mai întâmplă pe internet. Eu am fost Emi, vă ascult pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. Până data viitoare, vă zic la revedere!